Give me your heart, give me your soul, give me your heart. Este un fenomen foarte plăcut pentru noi ca artiști și ca producători din România, ca proiectele românești în sfârșit au ajuns în străinătate. E relativ ușor să apari în piața asta, la fel cum e și foarte ușor să dispari din piața asta. Anul ăsta, într-adevăr, a fost un val, anul 2009, a fost un val mai românesc, mai dens românesc în afară și încă este, ceea ce e un lucru foarte bun și de ce prinde, nu știu. Probabil e un suflu nou pentru europeni, e ceva nou, e ceva inedit, ceva care a reușit să cucerească inimile lor. Omul se simte bine pe muzica noastră, pe beat-ul făcut de noi românii, de proiectele românești care sunt în România și acum sunt și afară. Am o părere bună pentru că se întâmplă în fiecare an puțin mai mult decât în anul precedent. Fie și într-o zonă care nu-mi place mie personal foarte mult, dar n-am cum să nu o accept ca fiind plăcută de publicul larg. În zona asta, cred, lucrurile se întâmplă mai ușor. E probabil suficient să trimiți un cântec la un post de radio, un cântec în spatele căruia se ascunde o față pe care nu ești în stare să o identifici. Și chiar în România e valabil lucrul ăsta. Foarte mulți din cei care cântă această muzică dance mult difuzată la posturile noastre de radio sunt de neidentificat. Poți să treci pe lângă ei pe stradă și nu vei ști cine sunt. Satisfacția mea este max, foarte mare, că am reușit ca producător să fac un proiect care să ajungă number one în alte țări decât în România și mi-am propus anul ăsta 2010 ca să revin și eu ca artist. A fost în Polonia la un mare show SK TV, a fost? Auzeam gălăgie în față și am zis, o fi gălăgie un pic, că asta e situația. Zic, o fi 2000 de oameni, 3000, 5000, că na, e mare show. Imaginează-ți când am intrat pe scenă, erau peste 80.000 de oameni acolo. Și nu numai că erau 80.000 de oameni, dar când a început Desire, toată lumea urla și era cu mine pe sus. Adică, nu știu, o senzație de... Adică nu pot să-mi explic ce am trăit în momentele alea. Mi-am revenit după, cred că, după vreo 3 ore. Faptul că artiștii noștri fac câte un pas mic către internațional nu înseamnă că au succes pe plan internațional. Succes pe plan internațional are Lady Gaga. Și dau un exemplu stupid, dar cel mai elocvent. Și artiștii care vin și se bat cu pumnul în piept ca Tarzan pe părul gol și creț, ce bun sunt eu și ce am făcut și că până și în Bulgaria se știe despre mine. Da, ok, dar și Bulgaria e tot cu alea și nu-i mai brează decât România cu mare lucru. E foarte, foarte interesant că succesul de acolo e un pic diferit de în România. Fanii sunt mult mai nebuniți acolo și chiar își fac tricouri cu portretul artistului, umblă prin cluburi. Este foarte, foarte interesant. Am îndoieli că astfel de muzică poate să creeze, știu eu, o cohortă de fani puternică după un artist sau altul. Iar unul din motive este acesta pe care l-am aminteam mai devreme. Sunt mulți oameni fără chip, da? Sunt proiecte și doar nume pe care nu apucăm să le asociem cu o imagine sau alta. Genul ăsta de muzică n-are fani. Genul ăsta de muzică n-are adepți în ceea ce privește stilul vestimentar, n-au adepți în ceea ce privește stilul de viață, decât în momentul în care ai pășit în club, ți-ai luat vibe-ul, ca să spun așa, și ești pe mișcare, într-una. Asta nu-i face artiști în sine, asta-i face artiști de stare. Omul merge în club să se relaxeze, să simtă bine. Nu stă el să asculte, ia să vedem artistul, să vedem și noi care e ambițul lui vocal, care... Nu, să sune bine la ureche acolo ce se întâmplă. Majoritatea din piese sună cam la fel, dar sună la fel fiindcă așa e trendul. Și asta se cere, mai ales pe radiouri, și asta se poartă. Și de-aia toată lumea, toți producătorii încearcă să introducă elemente noi, bineînțeles, dar să păstreze aceeași linie, același sound, să zicem așa, ca să fie succesul cât de cât garantat. Îți vine o linie
pe un beat și începi, la 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 la, hai să punem un text, hai să vedem cum sună mai bine, sună în engleză mai bine, ok, hai să punem mai bine, sună în spaniolă, hai să punem în spaniolă, sună nu știu. Textele, marea majoritate a pieselor, într-adevăr, sunt banale și chiar și, să nu fiu răutăcios, uneori sunt și stupide, dar prind, asta e, ce să faci? Nu sunt importante textele, cred că trebuie să răspund. Că textele nu sunt de prim impact în momentul în care auzi piesa. Să merg pe cu totul și cu totul, să merge pe cu totul și cu totul alte zone. Iar atunci textul e ceva în fundal, deși dacă se întâmplă să aibă și o voce bună ei. Adică e minunat, dacă nu, oricum producătorii fac treaba. Textele sunt banale și nu exprimă foarte, foarte mult, foarte multe lucruri, dar mergem înainte. Să nu ne amăgim. Asta e o muzică în care contează preponderent ritmul, da? Ea trebuie să miște ringul de dans, nu să facă metafore. Cred că o zonă deschisă au fost primii care au ieșit și au... Bine, tot timpul cred că o să rămână un fenomen, fiindcă a fost prima trupă care a cântat în limba română. Acum tot ce a ieșit în la export, să zicem așa, este în engleză. Nu e rău, dar... După o zonă a urmat Morandi. Nu mai a fost. A fost bine că s-a deschis drumul, însă nu știu dacă ne-a ajutat asta teribil de mult. Voi sunteți din de unde? Din România. Voi asculta discul cu maximă atenție, voi da la o parte tot malderul ăsta de demo-uri și de piese propuse din toată lumea spre a fi difuzate la radioul meu și iată, acolo voi se face treabă bună. Hai să ascult prima oară discul vostru. Piesele astea sunt de radio și mai puțin de concert. Sunt de club și mai puțin de concert. Poți să vii cu un band, dar nu poți să... Nu poți să locuiești sound-ul ăla de club, că nu ai cum, n-ai oricât de multe sintetizatoare avea lângă tine, nu e beat-ul ăla care... Am fost dezamăgit culegând diverse reacții vis-a-vis de succesul Inei în Billboard și... Am constatat cu tristețe că suntem foarte răi cu artiștii noștri. Adică erau comentarii din cele mai odioase la adresa fetei alea. Nu știe să danseze, nu are voce, nu știe engleză. Nu. Topul în care ea a pătruns, anume acel dance airplay chart, e nesemnificativ și așa mai departe. Nu e adevărat. Acel top, acel clasament de muzică dance nu este un clasament al artiștilor cu punctaj maxim la limba engleză, nu este un clasament al celor mai buni dansatori. Deci să ne bucurăm, suntem acolo și bineînțeles că e un câștig că am ajuns acolo. Am putea să spunem, nu e realizarea Inei, Ina nu are niciun merit, ea nu are nicio calitate. Nicio problemă. Are probabil o calitate acela care a scris piesa respectivă și acela este un producător român sau e un proiect de aici. Mai mie Ina îmi place. Îmi place din mai multe puncte de vedere, nu neapărat cel muzical, îmi place că a reușit. Știi? Și e până la urmă și un pic de patriotism la mijloc când afli că un artist român este totuși în topuri, tocmai în state. Că mi se pare așa de departe și sunt așa multe mări și oceane până acolo și uite că a reușit o româncă care cu un an înainte era absolut nimeni. Nici prin cenele nu le-avea pensate cum trebuie. Asta pot să scos la montaj. Adică și cu toate astea s-a putut. Mie îmi spun prietenii, n-am avut timp să mă uit, să văd, să dau și pe Billboard, să văd ce și cum se întâmplă. Ei mi-a zis, domnule, că am căutat, că ne-am uitat, că ne-am uitat, că ne-am tot uitat și nu apare Ina, nu apare. Zic, mă, ok, nu apare, asta e. Dacă știrea asta a apărut de undeva, nu cred că a apărut din senin până la urmă. Că n-ar fi apărut în Billboard sau că nu e oficial în Billboard sau că nu e piesa hot în Billboard.
dacă e așa și ce să zic, eu îi urez tot norocul din lume și să meargă mai departe. Orice artist își dorește să ajungă în Billboard. Bineînțeles că în Billboard sunt o grămadă de categorii și de topuri și de charturi. Ar fi cel mai frumos să ajungă acolo unde stă pe prima pagină. Pac! Billboard e Billboard și nu contează la ce secțiune din el ai ajuns pe primul loc. Noi românii spune că, doamne, nu o să mai ține trendul ăsta, pentru că deja e vechi, deja e saturată piața. Uite că afară le place și afară pentru ei ceva nou. 2010 a început de foarte puțin timp și deja s-au semnat foarte multe contracte cu case de discuri de afară și asta înseamnă că oamenii o să mai aibă mult timp bani și în consecință o să mai facă mult timp muzică. Deci mai durează. Atâta timp cât o să existe clubul și lumea o să știe să danseze și să se distreze, o să existe și muzica de club, muzica dance.